În ultima săptămână, peste 2100 de gălățeni au fost diagnosticați cu infecții respiratorii acute. Conform raportului efectuat de Direcția pentru Sănătate Publică, numărul acestora este aproximativ egal cu numărul cazurilor înregistrate în urmă cu o săptămână. Peste 170 de cazuri au fost înregistrate cu pneumonii și s-au recoltat probe de la persoanele suspecte de gripă. Și de această dată, școlarii au fost cei mai afectați. De 3 săptămâni îi trece gâtul, roșu în gât, face infecții. Temperatură peste 40, deci am făcut tratamente peste tratamente, e al treilea tratament și nu-i trece. E, nu știu că mai are o surioară și ea se simte mai rău și am venit cu ea înapoi. La... Cea mai afectată grupă rămâne în continuare grupa de vârstă 5-14 ani, adică exact grupa de vârstă școlară. Cele mai multe cazuri se înregistrează la grupa de vârstă 2-4 ani, ceea ce înseamnă că părinții trebuie să acorde o atenție deosebită bebelușilor pentru a-i feri de infecții respiratorii. Cei mici au mai ajuns la spital și cu pneumonii, aproximativ 60 dintre aceștia având nevoie de spitalizare. Se întâmplă acest lucru datorită faptului că vremea este cum este, sunt diferențe mari de temperatură între zi și noapte, mai bate și vântul, oamenii au tendința greșită, după părerea mea, de a considera că spațiile închise, aglomerate, sunt locuri foarte bune pentru copii, în sensul că locuri de joacă și se duc cu copiii bolnavi acolo și atunci ceilalți copii din colectivitate la momentul acela iau afecțiunea, sau unii dintre ei consideră că mall-urile sunt parcuri de distracții pentru copii, că sunt gratuite și se duc acolo și nenumărate afecțiuni respiratorii au drept cauză spațiile acestea colective cu mulți copii bolnavi. Pentru evitarea îmbolnăvirilor, Ministerul Sănătății recomandă populației ca în această perioadă să asculte sfatul medicilor pentru evitarea îmbolnăvirilor, să nu neglijeze regulile de igienă personală și să respecte un regim de viață sănătos. În această perioadă este bine ca alimentația să fie bogată în proteine, legume și fructe. De asemenea, persoanele vârstnice, în special cele cu afecțiuni cronice cardiace și respiratorii, trebuie să evite deplasările și frecventarea locurilor aglomerate, care creează premisele îmbolnăvirii sau a apariției complicațiilor afecțiunilor existente.